Astăzi la Vieți Transformate, Nicoleta Cojocea. Nicoleta spune poezii foarte frumoase. S-a întors la Domnul cineva de pe stradă, i-a chemat la biserică. Un slujitor al bisericii. Dar au fost și momente grele în viață. Nicoleta, bine ai venit! Bine v-am găsit! Mulțumesc de invitație! Ne spui câteva versuri? Te-am luat prin surprindere? Da, ce mi-a venit acum despre Dumnezeu, vrea să-i închinuie, te port în mine ca pe un vas de preț, ca pe o comoară închisă cu peceți. Asta știu versurile astea la început și asta vrea să-i da, dedic așa lui. Da. Doamne, ajută-ne să-L Amin. Purtăm pe Dumnezeu în inima noastră ca pe o comoară de preț. Da. Amin. Spune-ne, ești studentă? Sunt studentă, da, în anul 6 la medicină dentară. Sunt de ceva timp aici în Timișoara pentru că am făcut înainte și facultatea de asistență medicală de laborator de analize, 3 ani. După care un an am făcut pauză și apoi am reluat studiile cu, în medicină dentară. Ai început în Caransebeș. Ai crescut în Caransebeș? Am crescut, da. Îmi place să zic orașul minunilor mele. Orașul minunilor? Orașul minunilor, pentru că minunea cea mai mare e Dumnezeu și acolo mi s-a descoperit mie. De asta spun așa. Da, da, da. Cum? Cum s-a descoperit? În primul rând, prin educația pe care am primit-o în familie. Provin dintr-o familie mixtă. Din partea mamei mele, să zic, sunt pocăiți, baptiști, din partea tatălui meu, ortodoxi. Acum, tatăl meu, fiind ortodox, el citea acasă din Biblie și de când era mic și mie și fratele meu ne spunea în fiecare seară pilde, ne lua lângă el și ne vorbea de Domnul Iisus. Și în acest mod mi s-a revelat și ne vorbea în modul frumos în care lucrează Dumnezeu și în modul în care noi ar trebui să semănăm tot mai mult cu El. Tata. Tata, da. Da. Frumos. El, nemergând la biserică și având diferite vicii, în sensul că avea patima băuturii, fumatului, pentru unii era mai rău, era scandalagiu și așa, dar ceea ce Dumnezeu i-a pus așa în inimă a fost sensibilitatea pentru el. El știa că ceea ce face nu este bine și ne ruga pe noi să nu luăm exemplu de la el și când spune asta... Tu mai ai un frate? Mai am un frate, da. Pe tine și pe fratele tău? Pe mine și pe fratele meu, da. Și era rușine de voi? Era rușine de noi, de modul în care se comportă și știa că nu e bine cum e, doar că nu se poate lăsa și vroia ca noi să nu ajungem ca el. De mama nu? Poftim. De mama nu era rușine? Cu mama, să zic că aveau ei certurile lor, treburile lor, existau certuri în familie. Dumnezeu a ajutat-o pe maică-mea să rămână, să nu divorțeze, pentru că nu i-a fost ușor alături de el, având în vedere că avea patimile de care am menționat. Dar Dumnezeu a făcut minuni și Dumnezeu a dat putere să rămână mai departe. Și pentru asta îi mulțumesc doar lui, pentru că altfel nu am fi crescut. Îi mulțumesc Dumnezeu că am crescut într-un mod așa de frumos, modul frumos în care El ni se revelează. Și spun asta pentru că Dumnezeu m-a făcut să, prin tatăl meu, să îi fac loc tot mai mult lui în viața mea, prin faptul că îmi spunea, uite, Iisus a făcut așa, a făcut așa, vrei să faci și tu așa? Și îmi spunea seara, 5 minute, știu, ne aduna lângă el și ne spunea diferite pilde sau făcea de exemplu, cu noi concurs. Ce spunea? Ce a făcut? Spunea, Iisus a mers să moară la cruce pentru noi, ne povestea câte o pildă, de exemplu, bogatul și Lazar sau mai multe pilde și pe aia la sfârșit ne punea întrebări. Deci tata? Tata, da. Cu toate că avea patima alcoolului și așa? Da, avea patima asta, dar el era conștient de chestia asta și... Dar ținea la voi, investea timp în... Da, în fața mea avea curajul să-mi spună exact cum e el, pentru că eu îl primeam așa cum era el și în fața mea avea curajul să plângă, chiar dacă cu alții era rău. În fața mea se descoperea așa cum era el și îmi spunea să nu uit întotdeauna cine sunt și să, atunci când mai pot, primul la care să stric să fie Dumnezeu. Și cu asta am crescut. Chiar dacă au fost diferite probleme, au fost diferite certuri, au fost, să zic, nu am pus atât la inimă, nu am rămas cu amprenta asta,
mai degrabă am fost un copil vesel și am mers mereu înainte. Am știut că nu, ce mare lucru, dacă nu mai pot eu, ce? Poate Dumnezeu, nu eu. Da. Și fratele tău? Și fratele meu, da, și el este aproape 2 ani mai mare decât mine. El a rămas în Caransebeș, alături de ai mei. Merge și el la biserică. Știu că este credincios și că este un înger al lui Dumnezeu și că Dumnezeu m-a înconjurat de îngeri. Și îi mulțumesc pentru că de multe ori nu am văzut treaba asta și am dat vina pe unul pe altul, dar nu. De fapt, răutatea e cel mai mult în ochii noștri. Și Dumnezeu ne-a înconjurat numai de îngeri. Și în fiecare zi noi putem să devenim tot mai mult, să ne creștem aripile tot mai mult spre El. Dacă mai avea ochii să vedem ce e în jurul nostru. Da. Da. Cum îi spune Ilie lui Elisei, Doamne, deschide ochii să vadă cât că mai sunt mulți cu noi. Sunt cu noi decât cu ei. Da. Frumos. Tatăl tău a decedat. A decedat, da. Flagedă. Da, când eram în clasa 8, eram chiar în perioada în care aveam examenul de capacitate, să zic. A fost o perioadă de grea, da, dar am simțit că a căzut, efectiv am simțit că a căzut cerul peste mine. Și când a căzut cerul peste mine, Dumnezeu m-a ridicat la el, la cer. Spun treaba asta pentru că numai Dumnezeu mi-a purtat de grijă și numai El știe cât am strigat la El și Dumnezeu m-a ajutat fără ca eu să merit ceva. Într-adevăr, cum a fost... s-a întâmplat? Da, a fost într-o dimineață când tatăl meu lucra zilier, lucra în fiecare zi unde era de lucru, ba în construcții, la săpat de fântâni, pentru că având studii medii, nu... Na. Și atunci a fost într-o dimineață în care a plecat la lucru într-o sâmbătă și eu ziceam în gândul meu, zic, atunci era o perioadă în care avusese o pauză și nu mai lucrase. Era după băutură și așa și trebuia pauză să se refacă și căuta de lucru, dar nu au găsit. Și exact în sâmbătă au găsit. Și eu stăteam și mă gândeam, zic, mă, dar cum oare de o găsit? Adică până în timpul săptămânii acum nu au găsit, acum sâmbătă au găsit. Mă gândeam eu dimineața. El era bucuros seara că o găsit de lucru și dimineața, sâmbătă dimineața, eram în pat cu maica mea și de fiecare dată când plecam mă saluta și mă pupa. Și atunci în dimineața aceea eu dormeam și așa și mă gândeam, eram așa somnoroasă puțin, mi-era, să zic, puțin lene, mă mai trezesc, nu mai salut, nu mă mai trezesc. Și a ieșit pe ușa, a închis ușa și atunci m-am ridicat repede din pat și am simțit așa ceva straniu, am simțit ca și cum nu l-aș mai vedea niciodată. Straniu? Da. Și atunci și-a luat la revedere la mine și mi-a făcut semn cu mâna că mă pupă și a plecat. Și seara eram la neamuri de lui acasă și atunci am aflat vestea că a făcut infarct și că nu... Deci săpa o fântână. Da, săpa într-o fântână și a făcut infarct, da. Având probleme de sănătate, probabil s-au acumulat mai multe și de la abuzul de alcool și de la fumat și toate au venit una peste alta. Și neglijența medicală și toate s-au făcut un cumul. Plus că se stresa mult, se... Nu. Ce, cum a fost? A fost ca un fel de prăbușire a lumii pentru tine? Cum a fost atunci? Pentru tine, pentru fratele tău, pentru mama ta? Eu pot să spun cu referire la mine ce am simțit. Într-adevăr și pentru ai mei a fost foarte greu. Dar pentru mine, da, a fost ca o prăbușire, fiindcă îi spuneam efectiv tot. Veneam de la școală, mă întreba ce ai făcut, ce-a fost. Îi spuneam tot din prima, mă gândeam să mă... Nu mi-era rușine, nu am fost un copil de nota 10. Taică-miu nu mă presa și așa să zică, învață să iei nota 10. Tati nu-și cere, dar îmi spunea, zice, eu știu că pot să iei notele, eu știu. Zicea, tati nu are cum să-și ceară mai mult, că nici eu nu sunt un exemplu pentru tine, dar nu vreau să ajungi ca mine. Și atunci mi se întâmpla, într-adevăr, veneam la școală, se întâmpla să iau, eram în clasa 5, am luat un 4 și mă gândeam să vin, mă gândeam pe drum. 4 vine... la ce, la 4? Nu mai știu exact. Pentru ce? Temă nefăcută? Nu, s-a dat un test așa și nu m-am pregătit acasă, pur și simplu nu m-am pregătit. Da. Și am venit acasă pe drum și eram necăjită, că eu vreau să le fac fericit, să zic, era clasa 5, prima notă, 4 sau câte am luat, 5. Da. Și când vin acasă, mă gândeam pe drum să spun, să nu spun. Intru pe ușă, tai că mi-e bucuros, na, tati, cum a fost la școală? Și ea, zic, cum să fie, am luat 4. Și când a auzit, mi-a zis, tati, nu te ceartă, știu că tu poți mai mult.
când am auzit asta, mi-a fost rușine, pur și simplu, am zis că, zic, Doamne, mai bine te certa. Zic, da, mai bine mă certa. Și asta mi-a făcut să mă încred mai departe în Dumnezeu și să nu mă las bătută. Te-au chemat și la biserică, acolo la voi pe stradă, în care înseveși. Da, da. Eram prin clasa 7-a, ne jucam mai mulți copii pe stradă și eu cu copii mici. Pe vremea respectivă mai erau jocuri pe stradă? Da, noi ne jucam Rațele și Vânătorii, ne jucam Castelul, ne jucam Prinsa, ne jucam multe. Și a venit un frate care mergea la biserică la noi, era o bisericuță mai mică, Biserica Emanuel, la noi pe stradă, vecinul meu pe stradă și... Zice, era sărbătoarea roadei, zice, haideți că o să fie frumos, haide că o să se dea, aveți o surpriză la sfârșit, haideți. Și noi eram mai mulți copii, să mergem, să nu mergem, să nu știu ce. Și zice, da, haide scumpii, haide, de mână să mă ia, haide. Și m-am dus acolo și, într-adevăr, nu mi-a părut rău. Am fost mai mulți, că ne-am fost atunci în acea zi. Și pe urmă fratele a venit și ne-a mai chemat, venea după mine acasă, dacă nu veneam eu, venea el. Asta e fantastic, de să te ții cu, de cineva așa, să, cu forța să-l iei, să-l scoți din iad, pur și simplu, să nu-l lasă să decadă. Și am continuat atunci să merg la biserică. Și bineînțeles, stai că mi-o mă întreba când veneam acasă, ce s-a întâmplat, cum a fost, da. Ce a fost, ce s-a discutat și așa. Și... îi spuneam tot ce se întâmpla. Cu el nu venea? Nu venea la biserică, el citea acasă singur din Biblie. Spunea că vrea să vină și el. Avea melodii de la noi, de la biserică, care le cânta acasă. A bătut la ușa ta cineva și la miezul nopții, astea erau printre melodiile lui preferate. Și la miezul nopții va veni Iisus cu pas de mol. Da. Și a bătut la ușa ta cineva, iarăși. Și asta de când noi le știam de la el de acasă. A bătut la ușa ta cineva și n-a deschis nimeni. Și spunea că vrea să vină să vadă cum e și așa, dar cel mai mult el stătea acasă și citea el singur. Deci ai început să mergi la biserică? Poftim. Ai început să mergi la biserică? Da, am început să merg la biserică, am mers și perioada liceului, tot așa la biserica noastră Emanuel. Noi eram o bisericuță mică, să zicem, în total eram vreo 30 de persoane, 30 și ceva. Eram copii destul de mulți, eram vreo 15 copii, eram... Da. Jumătate din biserică. Da, se făceau concursuri, se ocupau surorile de noi la grupa de copii. Asta mi-a prins foarte bine lecțiile de copii care se făceau acolo și concursurile care se dădeau prin faptul că învățam multe versete. Și prin asta, și când eram în perioade mai grele, eu mi le recitam și mi le spunea mie când... Nu. Când aveam perioade de ale mele. Da. Care a fost momentul când te-ai întors la Domnul? Oh, vai, nu e grea întrebarea. Sau a fost un proces? A fost un proces, dar simt că îl simțeam de mică pe Dumnezeu, îl simțeam așa... Prin fiecare istorisire, prin fiecare poveste ce mi-o spunea, prin fiecare pildă, aveam o Biblie de copii și când îl citeam, îl vedeam și mă rugam și noaptea să ajung la el, să fiu cu el, orice, dar să nu fiu fără el. Și atunci a fost practic un proces. Am mai făcut greșeli, într-adevăr, dar căutam să nu stau acolo, să mă ridic înapoi, pentru că știam nu ce pot eu, ci ce poate el. Și a fost așa să zic, și cu suișuri și coborâșuri, dar Dumnezeu m-a ajutat de fiecare dată, numai prin puterea Lui. Și cum ți-ai descrie viața cu Dumnezeu comparativ cu viața de dinainte? Ai fost cumva atrasă și tu de patima alcoolului? Nu, din cauza... Nu, taică-miu ne spunea, încă ne și dădea să bem, să vedem cum îi. Zicea, uite, dacă vrei să guși, să nu te duci să iei de la alții sau așa, cu forța, ca să... Zicea, uite, să știi cum e, să nu te duci la alții. Așa s-a întâmplat la mine, că și fuma și bea și atunci, ca să nu fiu curioasă, zicea, uite, tati, îți dă-ți, ai voie, dar să nu mă minți, dacă tu vrei să fumezi sau așa, să nu faci pe ascuns. Zice, poți să ai încredere în tati, că tu dacă îmi spui, tati, zice, vorbim și vedem. Și atunci, din cauza asta, nu am fost atrasă, pentru că n-am avut o curiozitate. Să zic, el bea bere sau așa și mi-a dat și mie, am văzut cu mâini, n-am avut nicio treabă. Da. Pur și simplu m-a lăsat trece și la fel cu țigările și cu asta nu am avut probleme. Pentru că nu au fost constrângeri și
puteai, că mi-o spunea clar, măi, asta sunt, asta pot, asta... Eu nu sunt un exemplu bun, dacă tu vrei să faci asta, ești liberă, dar nu-i bine. Da. Și atunci, din cauza asta, nici nu m-a atras, să zic, celelalte lucruri. Pentru că știam că n-am ce să-mi dea, ce să-mi dea. Și cum se descrie viața înainte de a-L cunoaște pe Domnul, comparativ cu viața de umblare cu Domnul Iisus? Chiar pe pământul acesta. Așa nu pot să o disec, fiindcă e toată o minune. E doar o minune a lui Dumnezeu și, cum am spus, El mi-a purtat de grijă. Am avut și accidente când eram fost mai mică. Am avut accidente de mașină. Am avut două accidente, una prin clasa 1, una prin clasa 4. Ce s-a întâmplat? O încăpățânare de-a mea, pe care mă rog ca Dumnezeu câteodată să mi-o scoată, că uneori sunt așa încăpățânată și... Noi am fost familie mai săracă și așa, și aveam o masă sponsorizată de călugărițe și așa. Și eu după școală, după ce terminam orele, pe la ora 12, mergeam acolo la cantină. Și mergeam singură pe stradă și așa. Și după ce am venit la masă de acolo, mi-a mai rămas un colț de pâine. Și mă gândeam, am văzut păsări găind pe acolo vis-a-vis și m-am gândit, na, hai că trec strada să le dau lor. Și mă pun să trec strada și trec până la jumătate și după aia nu mai știam ce să fac. Și în mijlocul străzii. Eram în mijlocul străzii, venea din față, venea o mașină, deci nu aveam timp să mai trec. Din spate venea o altă, un camion cu butelii. Și fai, mă gândeam, zic, ce mă fac, că nu aveam cum să trec. Mă gândeam, mă trec înapoi, asta mă prăbușește. Și după aia zic, Doamne, ce să fac? Și am trecut înainte și într-adevăr a dat mașina aia peste mine. Camionul cu butelii? Nu, cealaltă mașină. Nu m-am mai întors înapoi, că era mai grav și am mers înainte și era o mașină mică. Și așa am zis, Doamne, ce să fac? Eram așa într-o stare de criză. Și atunci am trecut și a dat mașina peste mine și m-am dus la spital. Și Dumnezeu mi-a... La cap. Am avut așa puțin stare de amnezie, de inconștiență și după aia Dumnezeu mi-a ajutat și mi-am revenit. Dar nu ți-au rupt picioare, mâini, ceva? Nu, n-am avut nimic. Ți-a fost un accident oarecum ușor, dar ai dat cu capul de asfalt? Da, am dat cu capul de asfalt. Bineînțeles, la ei mei a ajuns vestea gravă, că cine știe cum sunt, asta... Și pe urmă eram în clasa 4-a, noi venisem de la o nuntă, eram eu, maică-mea, frate-meu, taică-meu și mai un prieten de-al lui taică-meu și veneam pe jos de la nuntă de acolo și la un moment dat ziceai să-mi luăm un taxi. Și eram eu cu maică-mea, cu frate-meu și taică-meu zice că el merge pe jos cu prietenul lui. Și ne-am apropiat de taxi, taximetristul dormea. Era o mașină mică, Tico, și îi zic eu la maică-mea, zic să vezi că o să facem accident. Dacă fii de somnoros, zic să vezi că să facem accident. Și eu mă duc râzând, mă duc, mă pun în față. Eu, deși fiind copil, nu aveam voie să stau în față. Mă duc, mă pun în față și zic, nu, ce poate să întâmple? M-am pus în față și am trecut de primul semafor și a fost un accident. A venit cine, nefiind vina taximetristului. Taximetristul a condus regulamentar, a venit din lateral un matiz și pur și simplu a dat peste noi. El s-a rostogolit, dar noi nu am rămas. Și mulțumesc Dumnezeu, adică tot la cap m-am lovit și puțin la genunchi. Și numai el m-a scăpat. Și cel din matiz? Nu a avut nimic, doar că... s-a rostogolit cu mașina, dar Dumnezeu a scăpat și pe ei. Da. Și așa... Asta a fost experiențele, să zic așa, în care... nu știu cum se întâmplă la mine, cred că îmi doresc să nu fac rău, știu că... Și tot acolo mă bag să văd dacă e așa. Să văd dacă e așa că... Nu știu, câteodată mă sunt așa de încăpățânată că mă rog ca Dumnezeu să lucreze la chestia asta. Da. Deci, unele lucruri putem să le influențăm. Mai ales dacă Dumnezeu te anunță dinainte și de ce să nu asculți? Da. De ce să nu asculți de El? Că mai mult face ascultare decât o mie de jertfe și... Da. Cum este viața ta de umblare acum cu Domnul? Plină. Ce presupune? Bine, sunt convins. Plină. Da. A, plină? Plină. A, am înțeles, bine. Plină. Da. Da, plină de experiențe, plină de încercări. Dumnezeu vrea să mă învețe multe, mai trebuie să mă las modelată de El. Și iarăși așa am încăpățânarea mea.
dar știu că Dumnezeu mă scoate la capăt, că știe că, că fac neștiință lucrurile astea și că nu știu de ce, dar nu știu cum, dar eu după mine tot le gafesc, după tot la Dumnezeu mă întorc și tot văd că varianta lui era cea mai bună. Întotdeauna e cea mai bună. Cea mai bună. Deci, da. Așa e viața mea de acum și mă rog ca Dumnezeu să mă facă să ascult de la început de El, nu să-mi dau cu capul și după aia să văd. Toți suntem la fel. Doamne, ajută-ne să ascultăm de la început de Tine, nu după ce am dat cu capul. Doamne, păzește-ne. Și atât de simplu, că altfel nu... Dumnezeu te și scutește. Da. Nici nu mai treci prin atât de... Fiecare încercare e grea sau fiecare... Poate să-ți lase o amprentă așa mai urâtă sau să te facă... Eu tot asta mă rog. Zic, Doamne, vreau numai Tu să fii în inima mea și să fie tot mai mult loc, să nu port ură sau să nu port dușmănie, da, sau chestia asta. Recunosc că am avut perioade de conflicte și de neînțelegeri în care credeam că mi se întâmplă din cauza lui X, Y sau Z, dar da, nu era așa. Da. Răutatea e în inima noastră, de fapt, în ochii noștri. Și da, știu că Dumnezeu are îngerii Lui și m-a ajutat până acum, fai, de mult prea multe ori m-a ajutat. Și nu cred că suntem noi chemați să scoatem răutatea din inima altora. Corect. Ci din inima noastră. Numai Dumnezeu poate. Da. Ai și o poezie pregătită? Da. Te rog, citește-ne o poezie. Recite-ne o poezie. E poezia preferată? Iisuse, Iisuse, ce mult Te iubesc! Izvorul de viață în Tine găsesc! Ești dorul, ești pacea din inima mea, revarsă-mi în suflet din dragostea Ta. Te văd pretutindeni, Te văd necurmat în norul ca spuma ușor dantelat, în pia de aur a caldului soare, în ziua fierbinte, în nopții răcoare, în râul de munte strumos, cristalin, în rugă, în cânt, în plâns și suspin, în noapte de mai, în parfumul de flori întrilurii vrășite de priveghetori, în tunet, în trăsnet, în fulger, în rouă, în mirosul jilav al brazdei când plouă, în somnul cu vise ce se împlinesc. Iisuse, Iisuse, ce mult Te iubesc! Când văd primăvara zăpada pierind și blând ghiocelul timid răsărind, când văd cum câmpile cu toate rodesc, când ramura crapă și mugurii zbucnesc, când seara pământul încet a cuprins, când cerul făcrile și le-a prins, când besna sfâșie perdeaua de nori, când mă amețește parfumul de flori, zefirul când mângâie blând fruntea mea, când crinul deschide potirul de nea, când clopote sună prelung, depărtat, când în rugăciune am îngenunchiat, în inimă simt un foc mistuitor și îmi vine să strig, Te ador, Te ador, atunci cât de largă e inima mea, o lume întreagă aș îmbrățișa și piatra pe care ai călcat o iubesc și-s fericit, simt că trăiesc. Iar când mă înveți din cuvântul cel sfânt, eu simt că plutesc între cer și pământ. Chiar când sufăr și toți mă lovesc, iar prigonitorii mă bat jocoresc, chiar dacă vărs lacrimi amare, fierbinți, chiar dacă o să-mi spună că se ieșit iar din minți, nu-mi pasă! În Tine plăcerea-mi găsesc. Iisuse, Iisuse, ce mult Te iubesc! Amin! Amin! Îmi doresc din toată inima să poți să spui și tu, Iisuse, Iisuse, ce mult Te iubesc! Dumnezeu să te ajute și să te binecuvânteze!